70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la ispășirea păcatelor și până la ungerea Sfântului Sfinților. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețile și gropile vor fi zidite din nou. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. El, unsul, va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare.